Termenul întrupare sau încarnare a lui Hristos provine din Ioan capitolul 1, versetul 14, mai precis din varianta vulgată în limba latină, în care este tradus și cuvântul s-a făcut trup sau cuvântul s-a făcut carne, et verbum caro factum. Și pentru că vulgata până recent, până la Reforma protestantă a fost Biblia de facto a bisericii, expresia a devenit foarte uzuală, mai ales în cercuri teologice, se vorbește mai mult despre întruparea Domnului Iisus Hristos sau despre încarnarea Domnului Iisus Hristos decât despre nașterea Lui. Și de fapt termenul este mai precis sau mai corect decât naștere. Nașterea are conotații mai mult naturale decât altceva. Când te gândești la o naștere, te gândești în primul rând la ceva natural. Când vorbim despre încarnare sau vorbim despre întrupare, automat mintea noastră merge la întrupare la ce sau a cui. Există un aspect a preexistenței care automat devine evident când vorbim despre întrupare. Într-adevăr, biologic vorbind, Iisus s-a născut în Betleem acum mai bine de 2000 de ani. Dar ontologic vorbind, existența ființei sale divine este eternă. El nu s-a născut ca și ființă divină la Betleem. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, este cel fără de început. S-a născut Iisus omul și s-a întrupat în același timp Fiul lui Dumnezeu. Precizia în vorbirea noastră este foarte importantă. Nu cred, de exemplu, că am pierdut ceva din spiritul Crăciunului, că am cântat colinzi care nu proclamă erezii. Câteva cuvinte schimbate și am evitat a spune niște neadevăruri. Biblia, de altfel, este insistentă ca să fie clară în tot ceea ce ne comunică. Altfel spus, Biblia ne învață că Iisus omul, a avut începutul în Betleem, acum peste 2000 de ani. Iisus omul până în acel moment nu a existat. La fel cum eu și cu tine până în momentul în care am fost concepuți de părinții noștri, nu am existat. Nu eram undeva plutind în eter, nu eram niște bebeluși în cer care așteptam să primim trupuri sau alte idei de genul. Nu existam, decât poate dacă vrem să zicem existam în mintea lui Dumnezeu dinainte de veșnicii. Dar Iisus, Fiul lui Dumnezeu, este cel fără de început. El nu a intrat în existență la Betleem. N-a fost începutul său. N-a fost nașterea lui. A fost întruparea sau încarnarea sa. De fapt, ce se produce la Betleem prin întruparea Domnului nostru Iisus Hristos este o uniune tainică și așa de profundă încât mintea umană să chinuie să o înțeleagă și n-are cum să o înțeleagă pe deplin. Pe de o parte, Iisus omul se naște și în același timp Fiul lui Dumnezeu se întrupează. Iar din acel moment, din momentul în care omul Iisus Hristos este conceput, cele două, Iisus omul și Fiul lui Dumnezeu cel veșnic, devin și sunt una. De plin om și de plin Dumnezeu. Două naturi inseparabile, dar de plin distincte. Două naturi, o singură persoană de atunci și până în veșnicie. Taina Crăciunului, dacă vrem să vorbim așa, taina întrupării este mult mai magnifică decât faptul că s-a născut un prunc. Taina este că Dumnezeu a luat carne asupra Lui și s-a unit în mod tainic și de neînțeles dumnezeirea cu omenirea într-o singură persoană veșnică. Iisus astăzi stă la mâna dreaptă a Tatălui și El este omul glorificat din Betleem, de pe crucea de la Golgota și cel care s-a înălțat la ceruri. În Iisus, această uniune tainică s-a produs între ce este uman și ce este dumnezeire. Și acel om, Iisus Hristos, astăzi
este împreună cu Fiul lui Dumnezeu, aceeași persoană, parte din Trinitate. Asta este taina întrupării. Nu dacă a fost măgăruș sau n-a fost măgăruș, dacă au fost 3 magi sau 6 magi, probabil că a fost 3, că a fost 3 daruri, dacă au venit de acolo sau au venit de dincolo, da? Astea nu-s taine. Astea-s povești. Pavel ne învață la Coloseni 1:20 că Dumnezeu a vrut și a realizat împăcarea tuturor lucrurilor cu sine prin El, prin Iisus. Atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Starea omenirii înainte de Iisus Hristos și starea tuturor care erau sub păcat, inclusiv noi, era una de vrășmășie. Și prin nașterea Domnului Iisus Hristos, prin întruparea Lui, prin jertfa Lui, starea aceea de vrășmășie se demontează și acum devenim una până acolo încât noi, spune Apostolul Pavel, suntem mădulare în trupul Lui și trupul Lui este parte din Trinitate cu Dumnezeu. Ca atare, noi suntem uniți, zice Apostolul Pavel, în El, noi cei de pe pământ, cu tot ce este în ceruri, în trupul Lui Hristos. Și asta este miracolul Crăciunului. El a venit să împace totul cu sine prin El. În antichitate, când două imperii vroiau să se asigure că va fi pace între ele, practicau ca și un legământ o căsătorie. Fiica unui împărat, împreună cu fiul celuilalt împărat, avea o nuntă și se forma o nouă casă regală. Și această nouă casă regală sluja ca o pecete, ca o arvună, ca o garanție că nu va mai fi război între cele două imperii. Hristos, pentru noi, este arvuna păcii între noi și Dumnezeu. El a luat asupra Lui carne, a săvârșit, a pătimit jertfa pentru păcatele noastre. Și Iisus Hristos, omul, dar și Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, s-a înălțat la ceruri și este arvuna moștenirii noastre. Este garanția că nu va mai fi între răscumpărații lui Dumnezeu și Dumnezeu război vreodată. Ce realizare minunată și ce binecuvântare minunată. În Hristos, umanitatea și dumnezeirea sunt împăcate în mod veșnic. Hristos, pentru veșnicie, este Dumnezeu și este om. Și noi, cei răscumpărați pentru veșnicie, suntem una în El și prin El. Asta sărbătorim. Asta sărbătorim noi, ca și creștini, când vorbim despre întruparea Domnului Iisus. Nu sărbătorim bradul, nu sărbătorim luminile, nu sărbătorim nici măcar sintagme din astea de altfel aberante, ieslea sfântă, da? Sărbătorim pe Domnul nostru Iisus Hristos, care în mod tainic și minunat a realizat acest lucru pentru noi. Sărbătorim realitatea că Dumnezeul infinit a luat asupra Lui carne, a luat asupra Lui trup, a luat umanitatea asupra Lui. Și Biblia este extrem de clară despre această realitate. În Evanghelii, Domnul Iisus Hristos se identifică ca și fiind om. Și evangheliștii sunt foarte atenți ca să ne arate că El este într-adevăr om. Nu este o nălucă, nu este o închipuire, nu este un înger, ci El este un om. Cum zice autorul către evrei, de plin ca și noi în toate lucrurile, doar fără păcat. De exemplu, vedem în Evanghelie, în Luca 8:23, că Iisus avea nevoie de odihnă. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și erau în primejdie. Vedem că Domnul Iisus avea nevoie de hrană. Matei 21:18. Dimineața, pe când se întorceau în cetate, i-a fost foame. Rețineți acel episod din Ioan cu femeia samariteancă. Când Domnul Iisus ajunge la fântână și se întâlnește cu femeia samariteancă, ucenicii pleacă în acea cetate din Samaria ca să cumpere de mâncare. Și când se întorc, încep și se roagă de Domnul Iisus Hristos să mănânce. Și spun, stăpânule, mănâncă, n-ai mâncat nimică. Uite, am fost ca să aducem mâncare. Și el zice, eu am altă mâncare, am alte nevoi, da? Spirituale, care sunt mai importante decât mâncarea. Dar ucenicii erau îngrijorați
pentru Domnul Iisus, că n-a fost mâncată nimic toată ziua. Iisus, vedem în Luca 22, cu 44, de exemplu, că transpiră, ca și noi, pare ceva banal. Dar în toate lucrurile a fost ca și noi. Spunem în felul următor, a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea ei se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Și în Ioan 19, cu 34, vedem că la crucificare sângerează. Unul dintre ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. De altfel, Biblia ne arată că Domnul nostru Iisus Hristos a experimentat o varietate largă, de fapt toate emoțiile posibile, uman vorbind, dar le-a experimentat fără păcat. Câteva exemple, dacă vreți ca să știți acasă. Vedem că Domnul Iisus Hristos experimentează bucuria. Ioan 15 cu 11. Vedem că este întristat. Matei 26 cu 37. Vedem un sentiment de altfel extrem de comun omenirii. Este mânios. Marcu 3 cu 5. Toate aceste experimentări emoționale Domnul Iisus Hristos le are la fel ca și noi, dar fără păcat. El știe ce înseamnă a fi om, pentru că El a fost om. Iisus, de altfel, vedem în Evanghelie, se identifică El ca și fiind om. Se legitimează El ca și fiind om. În același timp, se legitimează ca și fiind Fiul lui Dumnezeu, dar niciodată nu zice, știi, nu, eu sunt om, dar nu sunt chiar om. Dimpotrivă, Domnul Iisus Hristos se legitimează cu numele de om. Ioan 8 cu 40. Dar acum căutați să mă omorâți, zice Domnul Iisus. Pe mine, un om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avram n-a făcut. Care este importanța întrupării? De ce a fost nevoie, dacă vrem să întrebăm așa, de ce a fost nevoie ca Dumnezeu să ia asupra lui trup de om? De ce a fost o necesitate ca Dumnezeu să facă acest lucru? Aș vrea să sugerez câteva motive care Biblia ne învață. Primul motiv. Domnul Iisus Hristos a fost nevoit ca să ia asupra lui trup de om pentru ca să ne răscumpere de sub condamnarea legii. Apostolul Pavel ne învață la Galaten 4, de la 4 la 5, în felul următor. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Și cum atenție. Născut din femeie, născut sub lege, ca să, și acum Pavel ne spune, care este motivul pentru care El a fost născut din femeie și ca atare a fost născut sub lege? De ce lucrurile acestea s-au rânduit de Dumnezeu așa? Ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege pentru ca să căpătăm înfiere. Doar un om poate să fie născut sub lege. Doar un om poate ca să fie sub lege. Un animal nu este sub legea lui Dumnezeu. Sub legea morală a lui Dumnezeu, da? Un câine nu are nicio treabă cu decalogul. De altfel, nici un înger nu are nicio treabă cu decalogul. Cu siguranță iau poruncile și legile care Dumnezeu le dă îngerilor. Dar nicio treabă cu legea lui Dumnezeu, legea care spune Apostolul Pavel că a descoperit păcatul față de noi. Ne-a făcut cunoscători a păcatului și ca atare ne-a osândit. Pentru că noi am încălcat cu toți legea. Și doar un om se poate naște sub lege și doar un om care a trăit și a împlinit legea poate răscumpăra pe cei pe care se află sub ea. Născut sub lege, toți oamenii sunt vinovați de încălcarea ei. Și doar un om perfect, și anume Iisus Hristos, a păstrat legea lui Dumnezeu în mod perfect. Așadar a putut să ne răscumpere de sub povara ei. El a realizat această răscumpărare pe cruce. Pe cruce, după ce a trăit o viață perfectă sub lege și a împlinit toată legea, fără excepție, El a schimbat, a transferat păcatele noastre asupra Lui, El care era fără de păcat, și ne-a dat în schimb toată acea neprihănire care El a câștigat-o printr-o trăire perfectă. Doctrinar vorbind, aceasta se numește doctrina dublei imputări. Un transfer dublu.
Pe cruce se realizează un transfer de credit, dacă vrem să numim așa. Creditul nostru care este negativ, datoria noastră sub lege, se transferă asupra persoanei Domnului Iisus Hristos și viața Lui perfectă se transferă în contul nostru. Și în felul acesta suntem răscumpărați de sub lege. Noi nu suntem răscumpărați de Hristos de sub lege că El ne împuternicește să trăim o viață perfectă noi. El ne răscumpără de sub lege pentru că a trăit o viață perfectă pentru noi. Noi ne zbatem și cu ajutorul Duhului Sfânt trăim vieți plăcute lui Dumnezeu. Dar știm din Scriptură că și faptele noastre cele mai bune sunt ca niște zdrențe mânjite. Dacă ar fi să stăm înaintea tronului de judecată a lui Dumnezeu, cu propria noastră neprihănire am fi nimiciți de un Dumnezeu Sfânt. Dar noi când vom sta la judecată nu vom fi judecați. Pentru că Hristos va fi neprihănirea noastră. Ne vom fi răsplătiți pentru toate lucrurile care Dumnezeu a îngăduit să se facă bune prin noi. 2 Corinteni 5:21, Apostolul Pavel spune: pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. 2. A fost nevoie ca Hristos să fie întrupat, să ia umanitatea asupra lui, pentru ca să poată să pătimească, ca să poată să fie omorât. Dumnezeu a stabilit acest principiu încă de la început. Fără vărsare de sânge nu poate fi iertare. Este principiu care îl vedem deodată cu vestirea Evangheliei încă din Geneza. Adam și Eva păcătuiesc, știți foarte bine ce se întâmplă, și ei încearcă să-și acopere ei păcatele. Da? Cum fac asta? Încearcă prin a lua niște frunze și scoase niște haine și zic: uite, ne acoperim noi goliciunea noastră. Și Dumnezeu vine și spune: nu. Nu ăsta e principiu. Trebuie să fie vărsare de sânge ca să acopere păcatele. Și Dumnezeu omoară niște animale și din pielea lor le face îmbrăcăminte. Și le dă această lecție care spune: trebuie să fie un sacrificiu de sânge. Și vine un sacrificiu de sânge, da? Prin blestemul care îl dă asupra lui Adam și Eva, în acel blestem este și Evanghelia care spune că va veni un mântuitor. Va veni unul care își va vărsa sângele pentru păcatele lor. Evrei 9:22, autorul către evrei ne învață: și după lege, aproape totul este curățit cu sânge. Și fără vărsare de sânge nu există iertare. Da? Asta este principiul încă din Geneza și prin toată Biblia: este nevoie de vărsare de sânge pentru iertarea păcatului. În Vechiul Testament, vărsarea sângelui de animale slujea ca o umbră a jertfei care urma ca să fie depusă prin moartea Domnului Iisus Hristos. Dar tot autorul către evrei ne spune că este cu neputință ca sângele taurilor și arțapilor să șteargă păcatele. Evrei 10:4. Așa că a fost nevoie ca Dumnezeu să vină cu o jertfă infinit de valoroasă. Și jertfa aceasta, după principiu și legea lui, trebuia să fie o jertfă de sânge. Ceea ce a nevoit ca Dumnezeu Fiul să ia asupra lui trup și să pătimească ca și om, ca sângele lui să fie vărsat și să șteargă odată pentru totdeauna păcatele tuturor celor ce se încred în el. 3. Pentru ca să devină pentru noi un mijlocitor perfect și desăvârșit. Evrei 4 ne învață autorul către evrei că nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. În el a fost toată omenirea, toată umanitatea, dar a fost fără păcat. El a simțit durere, bucurie, ispită chiar. Vedem la un moment dat Satana îl ispitește în deșertăciune și el este ispitit. Ne credeam, avem impresia că Domnul Iisus a trăit o viață perfectă, dar a trăit-o degajat de toate. El n-a fost ispitit, el n-a simțit slăbiciune, el n-a simțit nimic. Clar că Domnul Iisus a trăit o viață perfectă, pentru că dacă ești Dumnezeu, e ușor să fii perfect. Nici vorbă.
Domnul Iisus Hristos, omul, a trăit o viață perfectă. Când a fost ispitit și chinuit 40 de zile, a simțit ce înseamnă chinul acela ca și un om. Și agonia durerii, care știa că l-așteaptă la cruce, l-a făcut să transpire până acolo că ieșea sânge din el. Să nu credeți că a fost așa ceva, o plimbare în parc pentru Dumnezeu pe pământ. Hristos, omul, a simțit în umanitatea sa absolut totul. Ispita, foamea, frigul, persecuția. Și în cele din urmă, o moarte pe cruce. El, din pricina aceasta, nu este un mântuitor distant și nepăsător. Dumnezeu nu cunoaște slăbiciunile noastre doar în mod abstract, datorită faptului că El este atotștiutor. Să folosim o sintagmă românească, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos, le-a simțit pe pielea Lui. Știi, eu pot să-mi imaginez ce suferință are un om care trece prin cancer. Dar nu este tot una cu a trece prin cancer. Eu pot să-mi imaginez ce durere simte o mamă când își pierde copilul. Dar nu este tot una cu a-mi pierde copilul și a simți acea durere. Când Biblia ne spune că avem un mijlocitor desăvârșit care cunoaște slăbiciunile noastre, nu spune care le cunoaște intelectual. Că Dumnezeu, în atot știința Lui și în înțelepciunea Lui infinită, știa ce înseamnă că suntem chinuiți și că suntem slabi. Dar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, omul Iisus Hristos, a simțit pe pielea Lui frigul, foamea, ispita, fiecare lovitură de bici. Și a simțit agonia și durerea morții și mâniei lui Dumnezeu revărsate asupra Lui pe cruce. Dacă înțelegem că a fost nevoie ca El ca să se întrupeze și ca El ca să ia asupra Lui umanitate, totuși mai rămâne o întrebare. Pentru că în textul nostru vedem că Luca pune foarte mult accentul pe ideea aceasta că Maria era o fecioară. Și îngerul îi spune la Maria că urmează ca să zămislească în ea de la Duhul Sfânt, fără ca ea să cunoască vreodată un bărbat. Ma noi ca și baptiști avem cumva așa o frică ca să discutăm prea mult despre Maria, despre Fecioara Maria. Dar să știți că Maria este un personaj foarte important în Sfintele Scripturi. Foarte important pentru noi. Este instrumentul prin care Dumnezeu a adus la împlinire planul Său de răscumpărare pentru noi. A adus în existență pe omul Iisus Hristos. Întrebarea care se naște pentru noi din acest text despre nașterea Domnului Iisus Hristos este bună. Am înțeles de ce a fost nevoie de întrupare. Dar de ce este nevoie de o întrupare prin concepție imaculată? De ce trebuie să fie Fecioara Maria? Mai ales în societatea în care trăim noi, știi, unde lumea în aceeași propoziție zice Domnul Iisus, Fecioara Maria și Moș Crăciun. Hai mai lăsați. Știi? Le-am auzit pe toate. Voi tot inventați tot felul de mitologii și de... Acum vrei tu ca să cred eu în 2000, imediat 17, că s-a născut prin concepție imaculată omul Iisus Hristos? Hai să nu fim copii. Și totuși Luca insistă foarte mult pe acest aspect și de fapt și în Matei, dacă ne uităm, este subliniat acest aspect și Biblia este foarte clar că a fost și că a fost nevoie chiar de o concepție imaculată și de o întrupare în felul acesta. De fapt, în Isaia 7 cu 14 avem o profeție despre Domnul Iisus cu 700 de ani înainte de nașterea sa. Isaia 7 cu 14. De aceea, Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, anume Dumnezeu este cu noi. Și în Luca 1, în textul nostru, vedem că îngerul vine și vestește Mariei împlinirea acestei profeții. Și criticii creștinismului în era aceasta noastră postmodernistă acuză că este o absurditate, o copilărie să mai crezi într-o concepție imaculată a lui Iisus Hristos. Și vin cu tot felul de argumente, din știință, chiar din Biblie unele, și zic, nu fiți copii la minte. Renunțați la bazmele acestea, puteți crede. Știi că Iisus Hristos s-a născut curat în inima ta. Înțeleg, e o chestie spirituală.
Dar nu spune tu unui medic sau unui om de știință astăzi că s-a născut Iisus Hristos conceput fără contribuția unui bărbat. Dar Biblia exact asta ne învață. Criticii vin și aduc anumite argumente. De exemplu, vin unii chiar creștini sau care se consideră creștini și zic, știți, fecioară, termenul fecioară, nu înseamnă neapărat virgină. E cum ai zice fată. Dar s-a dus la o fată care era logodită și i-a zis că va avea un copil și a avut un copil și după aia creștinismul, după ce a prins amploare, încercând ca să se arate mai pompos, mai fantastic, a inventat tot felul de lucruri despre Fecioara Maria și uite numai la noi cu Fecioara Maria și așa mai departe, da? Dar în Biblie, de fapt, vor zice acești critici, în Biblie, de fapt, termenul nu înseamnă în mod necesar fecioară. De exemplu, unii zic că termenul folosit în Isaia 7 cu 14 poate însemna și altceva decât virgină. Și așa este. Termenul în ebraică, almach, poate însemna fată, poate însemna femeie, poate însemna multe lucruri în limba ebraică. Dar, termenul acesta în limba ebraică, în tot Vechiul Testament, nu desemnează vreodată altceva decât o fată virgină. Nicăieri, autorii Vechiului Testament nu folosesc acest termen să vorbească despre altceva decât o fată virgină. Mai mult decât atât, pentru că revelația este progresivă și pentru că Noul Testament elucidează pentru noi toate scripturile, argumentul acesta este fără rost. Pentru că Luca ne spune în Evanghelia sa că era fecioară, da? Și este foarte explicit că asta înseamnă că n-a cunoscut vreun bărbat. Ca tare pică orice argument, orice exegeză, dar orice dicționar biblic care încearcă să ne convingă că era altceva, este absurd. Bun, înțeleg că termenul poate însemna și fată și virgină sau doar fată și nu virgină, dar felul în care Luca și Matei, de exemplu, folosesc aceste cuvinte și împrumut aceste cuvinte din Isaia 7 cu 14, este clar să desemneze o fată care nu a cunoscut vreun bărbat. Alții zic, nașterea din fecioară este un mit, o mitologie împrumutată de creștini din alte culturi și din alte religii. Și vine și zic, uite, sunt și alte religii care au această mitologie despre nașteri supranaturale. Nu este ceva unic în creștinism. Este adevărat că există mitologii care au în ele elemente ale unei nașteri supranaturale. Dar sunt mitologii în primul rând. Ideea însăși că există un Dumnezeu, om, care va face anumite minuni specifice, va fi născut dintr-o fecioară, va mântui pe poporul său prin pătimire și apoi va fi înviat din mor și înălțat la cer, nu a existat în nicio altă cultură și nicio altă religie, never ever. Ba mai mult de atât, nu a existat prevestită cu sute de ani înainte să se întâmple și să se întâmple cu amănuntul în detaliu. Nicăieri. Că s-au zis în mitologia istoriei că Alexandru cel Mare n-a fost născut din femeie, din bărbat. Bine, dar Alexandru cel Mare a avut mamă și tată. Da? Că s-au scris poezii și s-au scris cântece despre așa ceva, că ce mare erou a fost el. Că există anumite idei despre Buddha, da? Că el a fost conceput când mama lui a avut un vis în care un elefant mare alb a intrat în sufletul ei. Bine, dar Buddha a avut tată. Da? Închipuirile acestea nu sunt decât atât închipuiri. Mai mult decât atât, toate mitologiile acestea sunt după nașterea Domnului Iisus Hristos. Să nu mai vorbim că toate mitologiile acestea sunt cu mult după prorocia lui Isaia. Ca tare. Lumea aceasta datorează puțin respect, dacă nu altceva, față de creștinism. Ne pot acuza că suntem copii la minte, dar măcar să ne lasă să fim originali. Dacă am inventat-o, oameni buni, noi am inventat-o primii. Și ei au furat-o de la noi. Nu invers. Dar așa ceva n-avea cum să fie inventat. Să se vestească cu 700 de ani în urmă și să se dovedească cu amănuntul că tot s-a întâmplat exact cum a scris Dumnezeu.
mitologiile acestea care există sunt, pe de o parte, total diferite și, pe de altă parte, datează după Hristos și după prorociile Vechiului Testament. Totuși rămâne întrebarea, de ce contează? De ce contează dacă este o mitologie sau nu este o mitologie? Nu e important spiritul sărbătorii? Chiar e așa de important că s-a născut din fecioară? Chiar e așa de important că a fost o concepere imaculată, că n-a cunoscut un bărbat? Nu este suficient că a fost întrupat? Contează cum? Dacă pur și simplu Dumnezeu a hotărât să-l aducă în existență așa din nimic, ex nihilo, da? Să zică, uite, trimit pe fiul meu pe pământ și să apară pe pământ dintr-o dată. Care-i problema? Sau dacă, până la urmă, Maria a cunoscut un bărbat, poate pe Iosif, poate pe alt bărbat, și după aia a venit numai fiul lui Dumnezeu, da? Duhul său și-a intrat în acel copil. Ar fi o problemă? Contează oare? Să știți că contează foarte mult. Implicațiile și necesitatea întrupării Domnului Iisus Hristos prin concepție imaculată sunt multe și sunt importante pentru crezul creștin și pentru împlinirea Scripturii. În primul rând, dacă nu ar fi o concepție imaculată și dacă aceasta ar fi doar o mitologie inventată de noi, Biblia ar fi dovedită ca și fiind mincinoasă. E adevărat. Nu știm exact cum a ajuns copilul lui Iisus să fie născut prin Maria. Nu avem detalii. Nu avem sonograme. Nu avem vizite medicale, da? Nu știm acest lucru. Știm doar că Scriptura ne spune că copilul a fost de la Duhul Sfânt. Da? Nu de la vecinul Mariei. Nu de la Iosif. De la Duhul Sfânt. Asta spune Scriptura. Uitați, Matei 1:20. Iosif e fiul lui David, vorbește îngerul. Nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Știm că Maria, de altfel, a înțeles faptul că această concepere va fi supranaturală. Pentru că ea întreabă pe înger, ea spune în felul următor, Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta? Fiindcă eu nu știu de bărbat. Atenție! Nu numai că nu știe de bărbat, dar ea își declară intenția îngerului, nici n-am să știu de bărbat. Hei, îngere, dacă tu cumva crezi că eu am să mă duc să mă culc cu cineva, să se nască un prunc, eu încă nu-s căsătorită, doar logodită. E imposibil să fac așa ceva. Și el întreabă pe înger. Cum se poate așa ceva? Da? Am auzit și eu de femei bătrâne care până la urmă au avut copii. Am auzit și eu de bărbați impotenți care până la urmă au avut copii. Am auzit tot felul de variante și de minuni. Dar ideea că eu voi avea un copil fără să cunosc vreun bărbat, îi zice Maria îngerului, este absurdă. Și îngerul îi răspunde. Da? Și îngerul răspunde și spune. Îngerul i-a răspuns. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De altă parte, știm că evangheliștii nu au scris o mitologie sau o alegorie, o spiritualizare a lucrurilor. Evangheliștii și mai ales Luca, care era un medic și de altfel un istoric foarte bun, a scris o istorie. A documentat ceea ce s-a întâmplat. Mai mult de atât, a documentat ceea ce s-a întâmplat fiind inspirat de Duhul Sfânt. Cuvintele sale, la fel ca toate cuvintele Scripturii, nu sunt doar o cronologie istorică a ceea ce s-ar fi putut întâmpla sau ceea ce s-a închipuit el sau nici măcar a ceea ce a putut el cerceta și interoga. Sunt cuvintele inspirate a lui Dumnezeu. Când Luca scrie Evanghelia după Luca, el scrie o istorie umană și de același timp scrie exact cuvintele însuflate de Duhul Sfânt în această Evanghelie. Uitați cum pornește el Evanghelia după Luca, de la versetul 1. Fiindcă mulți au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prealesurile Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul. Ce zice Luca? Eu nu zic povești, Teofil. Eu am stat de vorbă cu Maria, la care a venit îngerul, mama Domnului nostru Iisus Hristos. Eu nu zic povești, eu nu mi-am închipuit că oare cum s-au întâmplat astea. M-am dus și m-am documentat. Și m-am pus să scriu o istorie credibilă. Luca, de altfel, Evanghelia după Luca, este cea mai detaliată
și cea mai credibilă istorie antică din acea perioadă. Punct. Nu există un document mai detaliat, mai credibil și mai atestat decât Evanghelia după Luca. Nimic. Dacă citiți alte istorii, dacă citiți alte documente, sunt pline de găuri, pline de inconsistențe, de incoerențe, da? Luca a fost un istoric inspirat de Duhul Domnului, dar un istoric și uman vorbind foarte bun. Dacă Iisus nu a fost născut din fecioară, așa cum zice Luca, așa cum zice Matei, așa cum ne arată prorocul Isaia, Biblia se dovedește ca fiind mincinoasă. Și dacă Biblia se dovedește ca fiind mincinoasă, Dumnezeu se dovedește ca fiind mincinos. Miza pentru noi, fraților, nu este tradiția. Miza pentru noi este cuvântul lui Dumnezeu. Îngerul îi spune lui Maria, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și dacă cuvântul acesta este o minciună, și dacă Dumnezeu nu a fost în stare să împlinească acest cuvânt, de ce am putea să-L credem că ar putea împlini un alt cuvânt? Domnul Iisus ne spune că la oameni lucrul acesta este cu neputință. Dar la Dumnezeu, toate lucrurile, fără excepție, sunt cu putință. Dacă ți este greu, dacă ți este greu să crezi astăzi, în 2016, într-o întrupare a lui Hristos în mod imaculat, nu-L cunoști pe Dumnezeu. N-ai habar cine este. Dacă ți se pare dificil pentru Dumnezeul care a zis să fie lumină și a fost, pentru Dumnezeul care a creat universul prin puterea cuvântului Său, pentru Dumnezeul care ne promite că ne va învia pe toți la viață, da? Peste mii și mii de ani, când vom fi, nici țărân nu mai fi din noi. Dacă ți este greu de imaginat că acest Dumnezeu a putut să împlinească această Scriptură, nu-L cunoști pe Dumnezeu. N-ai habar cine este. 2. Concepția imaculată dovedește în mod clar și pune postament sub realitatea că Iisus este într-adevăr divin, deplin divin și în același timp deplin uman. Această realitate a întrupării prin naștere din Fecioara Maria nu este fără consecință. Dacă Hristos nu ar fi născut din nou, da? Dacă pur și simplu ar fi apărut pe planeta noastră, nu am avea nicio certitudine că El este deplin om. Da? S-ar putea pune întrebarea, păi stai un pic, că dacă Dumnezeu numai așa l-a făcut să apară, nu e om ca și noi. Oare ne poate chiar reprezenta pe noi? Poate El să fie un substitut, El care nu este ca și noi? Nu este carne ca așa noastră și oase ca așa noastră? Dar întotdeauna ar fi un semn de întrebare despre umanitatea Lui. Dar dacă, pe de altă parte, ar fi născut ca și orice alt om, dintr-un bărbat și dintr-o femeie, nu am putea avea siguranța că El este într-adevăr divin. Da? El spune că știi, tatălui e Iosif și mama lui Maria, dar după aia Duhul Domnului a intrat în el. Dar putem fi siguri. Dacă nu-i, într-adevăr, Dumnezeu întrupat. Concepția imaculată ancorează pentru noi. Pune un postament ferm în convingerea biblică că Iisus Hristos este deplin om și este deplin Dumnezeu. Nu avem niciun dubiu. El a fost născut din fecioară, adică din umanitate și în același timp conceput din Duhul Sfânt, adică este Dumnezeu. Ceea ce se termină argumentul. Păi cum merg aceste două naturi? Nu știu. Dar știu că Iisus Hristos n-a fost născut din bărbat, a fost născut din Fecioara Maria și a fost conceput de Duhul Sfânt. El este într-adevăr Dumnezeul infinit și veșnic și într-adevăr este 100% om. El este reprezentantul meu ca și om și este Fiul lui Dumnezeu de valoare infinită care poate să șteargă orice păcat. 3. Concepția imaculată este necesară pentru puritatea lui Hristos. Hristos este într-adevăr în toate felurile ca și noi în ce privește umanitatea noastră, dar fără păcat. În niciun fel. Nici măcar păcatul original. Nimic. Nu umbră de păcat, nu urmă de păcat în omul Domnului Iisus Hristos.
Da? El nu s-a născut în păcat și n-a păcătuit vreodată. Odată cu căderea în păcat al lui Adam, blestemul păcatului vine asupra omenirii. Și acest blestem ne învață Scriptura că intră prin Adam. Deși, până la urmă, Eva, să fim corecți, Eva este cea care păcătuiește prima. Da? Responsabilitatea se pune pe Adam. El este cel care poartă blestemul în primul rând. Pentru că el nu a făcut ce a trebuit să facă. Da? Și vedem în Sfânta Scriptură că din Adam și până astăzi este transmisă din tată în copil, din tată în copil, fără excepție, această natură păcătoasă. Psalmul 51. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă că ea a fost o păcătoasă. Da, în sensul că a fost o femeie ușuratică. Înseamnă că în momentul conceperii, natura păcătoasă s-a transferat. Și vreau să clarific. Copiii noștri nu moștenesc păcatele noastre. Da? Ivi nu moștenește... Ivi, unde e Ivi? Ivi nu moștenește păcatele noastre. Într-adevăr, Biblia ne arată că consecințele păcatelor noastre merg din generație în generație. Cum ar fi păcatul de a nu-mi educa copilul? Eu nu-mi educ copilul, ea nu-și educă copilul, copiii ei nu-și educă copiii și ajung la pușcărie. Da? Consecința păcatului meu afectează până la a treia generație. Dar vina păcatului meu este a mea. În schimb, ce moștenește orice copil al meu și orice copil al dumneavoastră și orice copil din Adam încoace este natura păcătoasă. Inclinația către păcat. Ei, Domnul Iisus Hristos nu are parte de acest blestem adamic. Domnul Iisus Hristos moștenește umanitatea în totalitate fără blestemul adamic. Adam a fost creat un om perfect, dar a păcătuit. Și păcatul și blestemul acesta a fost transmis asupra întregii omeniri de la Adam încolo prin linia oricărui tată. Iisus, ne spune Scriptura, este noul Adam. Noul Adam care este născut desăvârșit, care rămâne desăvârșit și care este jertfa desăvârșită pentru noi cei care suntem păcătoși. Roman 5:19. Căci după cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcut păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Așadar, fraților, contează că Domnul nostru Iisus Hristos s-a întrupat, a luat carne. Și contează felul în care s-a întrupat, și anume printr-o concepție imaculată din partea Duhului Sfânt. Și contează că tot ceea ce Scripturile au spus despre El este de plin adevărat. Noi nu credem într-un mit sau o invenție umană sau o alegorie sau ceva doar așa la nivel spiritual. Noi credem în întruparea istorică după Scriptura a Domnului nostru Iisus Hristos. Cel fără de început a luat asupra lui carne, s-a întrupat. A fost născut din fecioară, fiind deplin om și deplin Dumnezeu. A fost în toate ca și noi și a trăit în toate ca și noi, dar fără păcat. Și a murit pentru noi, ca să ne elibereze de sub blestemul păcatului. Și de aceea astăzi îi cântăm slavă și glorie. Nu Iezlei Sfinte, nu copilașului drăgălaș, ci Dumnezeului care s-a întrupat pentru noi, ca să ne răscumpere de sub blestemul păcatului și de sub osânda legii. Amin. Amin.